Prin cine? Prin noi toți.
slavă cum suntem. Dar au fost și sunt între noi oameni. Mă gândesc la exemplul lui Vladimir Dica, slujitorul lui Dumnezeu, Vladimir Dica, martir. Citim zilele trecute din viața lui, recitind-o de fapt, atunci mi-am adus aminte de această listă de roade ale Duhului pe care o vreți Sfântul Apostol Paul. Și într-adevăr, dacă citești viața martirului Dica, Vladimir, vei vedea cum peste tot întâlnești aceste roade ale Duhului. Întâlnești iubirea. Iubirea care l-a făcut să se dăruiască trup și suflet celor mai săraci, celor mai iubiți, celor mai rătăciți suflete. Iubirea de Dumnezeu. Această iubire de Dumnezeu l-a inspirat și a dat aripi să-i caute pe cei care nu erau pe calea cea bună. I-a dat putere lui Vladimir Dica tocmai aceste inspirații pe care le-a avut de la Duhul lui Dumnezeu și pe care el le-a exprimat în iubire continuă. Și bucuria lui a venit de acolo, din iubirea pe care a dăruit-o în continuu. Bucuria, rolul al Duhului. Și de acolo a venit și pacea sa. O pace care n-a fost niciodată dată peste cap, pierdută, tulburată, niciodată. De ce? Pentru că slujitorul lui Dumnezeu, Vladimir Dica, a înțeles ce înseamnă să fii totdeauna în legătură cu Dumnezeu, prin Duhul Său, prin lumina Duhului Sfânt. Și așa a știut ce înseamnă răbdare. Răbdarea suferințele dinaintea pușcăriei, de la Genava, dar și în pușcărie. Cu răbdare deosebită și cu blândețe, cu serenitate, a mers mai departe. Cei care au trăit cu el în celula din Chilava își amintesc de figura senină, blândă, a Mânsitorului Dica. Acestea, sigur, că pot fi considerate până la un anumit moment calități omenești, dar ele sunt roade ale Duhului. Ele izvorăsc din Duhul lui Dumnezeu. Și El s-a demonstrat până la urmă, s-a arătat fidel chemării pe care a simțit-o de la Dumnezeu din Duhul Său. Fidel până la moarte. A murit pe pușcărie la aproape vârsta de 80 de ani. Un om. Iată, pe drumul vieții lui a presărat darul de Duhul Sfânt. Voi care priviți astăzi taina lui, taina Duhului Sfânt, trebuie să aduceți la fel în viața voastră, în viața familiilor voastre, în viața societății, să aduceți, să arătați roadele Duhului Sfânt. Aceste roade, vi le-am spus, iubirea, înainte de toate, iubirea de Dumnezeu și de aproape. Dar iubirea de Dumnezeu este tot. De acolo izvorăște rugăciunea și încrederea și speranța și respectul față de ceilalți și ascultarea de părinți. Iubirea Dumnezeu, toate izvorăsc din iubirea de Dumnezeu. Și bucuria vă va însoți, dacă vă
întotdeauna în ceeași de lucrurile Dumnezeu și vă va întrezi pacea sufletească și răbdarea și bunătatea și bunăvoința. Iată cum descrie Apostolul roadele Duhului. De fapt, dându-ne o listă, o listă de calități, de virtuți, Apostolul destinează timpul celui care este Fiul al lui Dumnezeu, însuflețit de Duhul Său Sfânt. Acolo se adaugă și fidelitatea, și blândețea, și cumpărarea. Roadele acestea, dacă le veți aduce în viața voastră, de pe acum, în lucruri mici și lucruri deosebite, în lucruri de fiecare zi, atunci veți purta vie în ființele voastre pe cea Duhului Sfânt, semnul Duhului Sfânt, semn că acolo vin roadele acestea despre care am vorbit, citându-l pe Apostolul Neamului nostru. Și amintindu-vă de exemplul lui Vladimir Mica Martin, sperăm ca anul viitor, sperăm, dacă nu viitor, să avem vestea aceasta că va fi declarat fericit, sperăm. Și ca să nu cum, chiar de asta, am adus niște cărți cu viața lui Vladimir Mica, o carte care se cheamă Monseigneur, despre fiecare din cei care prezintă astăzi firul, nu ca să o asculte în bibliotecă să cadă bradul de ea, ci ca să o știți, ci să vă aminti că el a fost unul care a dus roadele de lucruri, le-a trăit, le-a trăit, le-a trăit. De aceea voi lăsa această carte ca amintire. Pentru a nu uita că avem în cer pe unul care ne poate mijloci pe lângă Dumnezeu, pe lângă Duhul Său. Ca să nu uităm niciodată că între noi a trăit un martir, un martir de mare strălucire sufletească. Tocmai prin darurile, prin darurile, spune Duhului Sfânt. Am înțeles că și Părintele Paul vorbește de Rosariu. Tot așa, nu-i depus undeva frumos să stea pe o bibliotecă sau cine știe pe unde. Să uitați înapoi, să vă rugați Rosariu. Este un lanț, care ne leagă de Dumnezeu și de Maica Domnului și de sufletul Bisericii care este Duhul Dumnezeu. Iată, aici mă opresc, continuăm celebrarea noastră invocându-L pe Duhul Dumnezeu, sufletul Bisericii și sufletul vieții noastre. Lăudați-o cu Iisus Hristos. Thank you.
de toate faptele lui și de toate lucrurile lui. Creșteți în Dumnezeu, Tatăl, a făcut pentru Creatorul Cerului și al Pământului. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său, unii Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a răcunit și a fost îngropat, a via din morți și a focșat de la dreapta Tatălui. Credeți în Duhul Sfânt, Domnul și de viață de Tătorul, care așa cum s-a tăluit apostolilor în ziua de Ierusalim, se tăluiește vouă astăzi în chip deosebit prin taina Sfântului Mie. Credeți în Sfânta Biserică Catolică, în împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică. Și acum spuneți după mine, aceasta este credința noastră. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința bisericii. Aceasta este credința bisericii. Și noi suntem fericiți. Și noi suntem fericiți. Că o putem mărturisi. Că o putem mărturisi. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Să rugăm pe Dumnezeu Tatăl Atotputernic, sigur că asupra acestor fii adoptive ai Săi, renăscuți prin putere spre viața veșnică, să-L trimită cu bunătate pe Duhul Sfânt care să-I întărească cu harul de sare împlinitate și prin ungerea Sa să-I facă asemenea cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu de Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, apă și Duh Sfânt, ai dat viață nouă acestor copii ai Tăi, eliberându-i de subiectul păcatului. Doamne, Tu însuți trimite asupra lor pe Duhul Sfânt Mângâietorul. Dăruiește-le lor Duhul Înțelepciunii și al Înțelegerii, Duhul Sfatului și al Puterii, Duhul Cunoștinței și al Vietății. Și umple-i pe ei cu Duhul Temerii de Dumnezeu, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Dumnezeu.